Comisia de dialog social de la nivelul Ministerului Educației a avizat proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților. Acest document se află în prezent în faza de consultare publică, în conformitate cu reglementările privind transparența decizională. Ministerul Educației a anunțat că va propune includerea proiectului de hotărâre de guvern privind normele metodologice pentru transportul studenților pe ordinea de zi a ședinței de guvern programată pentru joi 7 septembrie. Conform Ministerului Educației, adoptarea hotărârii de guvern pentru transportul studenților nu putea avea loc înainte de intrarea în vigoare a Legii Învățământului Superior numărul 199/2023. De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației au subliniat că până la elaborarea ulterioară a actelor normative emise în executarea legii, vor fi aplicate prevederile actelor normative în vigoare, în măsura în care acestea nu contravin noilor reglementări. Ministerul Educației a menționat că procedura de acordare a reducerilor pentru transport, așa cum este prevăzută în hotărârea numărul 42 din 2017, nu a suferit modificări. Singurele modificări aduse prin Legea Învățământului Superior din 2023 se referă la creșterea procentului decontat de statul român din suma totală a biletului de transport și la modificări în ceea ce privește vârsta beneficiarilor. Această poziție a fost deja comunicată în datele de 1 și 3 septembrie 2023 de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, o instituție publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.